Putul de cât vă gândiți prin ce trecem? Nu vreau decât să-i fac dreptate fiului meu și atât. Nu știu ce să vă mai spun. Când s-a părut doamna judecător? Ați stat față în față cu ea astăzi? Nu știu, mi s-a părut că m-a încercat să ne facă cu capul, ceva de genul. V-a întrebat dacă v-ați speriat. Da, ce vrea să spun, că m-am dat cu capul de pereți, că nu venea să cred, că nu mi-a venit să cred până în momentul în care am ajuns acolo și l-am văzut, că nu mi-a venit să cred nici măcar atunci și că mă rugam să fie un scenariu, dar lui, că stăteam la căpătuiul lui lângă capelă și mă rugam să intre pe ușa aia și să-mi spună, hei, mam, cum, ce zici de filmul meu? Deci nu vrei să știi ce scenarii îmi fac eu și acum, de fapt, că tot ar apărea la un moment dat. Vlad Pascu va fi prezent în sală peste 2 săptămâni. Ce părere aveți despre asta? Nu știu, pe o parte e bine, dar cred că nu e judecătorul adecvat pentru a citi pe fața lui. Fața lui nu m-am uitat foarte, foarte delungat, dar mi se pare o față de psihopat. Nu vreau să jignesc, dar cred că n-are nici măcar o remușcare. Cred că tot ce spune că îi pare rău și că își recunoaște faptele, cred că este învățat sau citește după ceva, că ar vrea să dea la facultate asta sub nicio formă, pentru că dacă voia să o facă, o făcea până acum, sau poate dă la facultatea de chimie, biologie, să învețe să combine alte substanțe. Am văzut cum își bătea joc de copii de vârsta lui, de tineri, de vârsta lui, în anumite TikTok-uri. Acum de curând m-am uitat că atunci n-am putut. Și nu cred că va face altceva decât ceea ce știe cel mai bine, dacă va ieși foarte curând. Asta, dacă se va întâmpla. Eu sper să nu. Mulțumesc.